Videoclipul propriu zis ar avea mai mult de 18 minute sau 19 minute cât v-am lăsat eu. Dacă vreți neapărat să mai ascultați și altă parte de încă pe atât, putem, nu știu, să strângem un număr imens de like-uri, 600-700, doar că e mai mult o discuție liberă în care am vorbit, să zic așa, și în care s-a luat și eu o decizie. Nu știu dacă e prea relevantă decizia atât timp cât oamenii au fost de banați din punctul meu de vedere. Nu mai aveau ce să caute în general pe server și asta am zis și eu, o să zic din totdeauna, de Pokémon de genul nici pe Fair Play. By the way, aveți Discord-ul serverului meu, de fapt avem descrie acest videoclip care urmează, by the way, să fie deschis o lună, două, habar n-am cât mai durează. O să vă zic cel mai probabil când vin înapoi în țară, dar așa cum vă spuneam, din punctul meu de vedere, persoanele de genul bar trebuie să știe locul și să fie sancționate ca atare. Acum, dacă vreți voi neapărat și partea a doua, eu o să o pun. Eu o să o las editată pentru că în seara asta am zborul. Eu o să o las acolo pe YouTube și dacă e să văd foarte multe like-uri probabil la videoclipul ăsta, o să o pun. Dar doar dacă vreți voi, atâta tot. Nu știu. Eu zic că v-am lăsat cu ce a fost mai important și n-am vrut să vă plictisesc sau să zic: "Bă, da, mă, știi că pun în două părți și când de fapt să... doar dacă vreți voi, facem, dacă nu, nu facem." Bun. Vă hai că s-a vorbit. Vă pup și vă las cu videoclipul. Pă, am intrat pe un test de staff. Salut, Vali. Salut, Vali. Spuneți, vă rog. Vreau să mai văd și eu o dată filmarea aia. Nu mai știu cine mi-a arătat. Mi-a arătat un băiat o filmare că i-ai dat ban că n-avea hack în PC. Nu că avea hack în PC, ID 181, nu? Te referi la el, nu? Da, ID da. 181. Da, el, ca să înțelegi, băiatul ăsta nu e prima abatere pe care o are. Dar stai o secundă, noi suntem aici la tichet, presupun că nu, eu cu tine și cu tu, să nu? Vă rog frumos să ieșiți toate persoanele care n-au treabă. Ăsta n-are treabă, el n-are treabă, el n-are treabă. El n-are treabă și atât. Ba, dar restul avem, ăștia de aici avem treabă. Da, scuză-mă, dar eu am fost pe... Gata, dacă stați aici vorbesc decât eu cu Vali. Am să zic rău frumos să nu stai aici. Ok, atunci ideea e fix în felul următor. Oaia are treabă? N-are treabă. Bun, ideea e fix în felul următor. Cu ID 181, nu? Cu el începem prima dată, presupun. Da, mi s-a făcut pisic. Da, mi s-a făcut pisic. Lasă-mi să vorbesc, mi-e scară, nu întrebai. Ok, mă lași să vorbesc? Da, am văzut, da. Oricum am văzut că fără să mă întreb, fără nimic, i-ați dat gradul înapoi, oricum nu mă... De asta ți-am explicat, că tu îmi zici mie că te ocupi... Da, dar eu nu am dat, uite-te în mod viu dacă ai acces. Nu știu cine i-a dat, cine nu, e strict treaba voastră, strict imaginea voastră și faptul că tu m-ai tras pe mine la tichetul ăsta după ce ăsta mi-a dat mie... adică i-am zis să intre la ăsta să-mi dea partajare și el dă quit, după care stai așa că reintru pe joc și după aia îți dau, înțelegi, să-și scoată ce are de fapt băgat, aia atunci e partea a doua. Când tu te dai jos din mașină după ce eu te calc și după ce noi doi avem un accident. Așa. După ce tu te dai jos, când noi doi avem un accident și tragi instant în capul meu, în momentul în care tu ai un gemulez mic și n-ai cum să-l vezi, e clar direct fază de hack. Nu stau să... În primul rând am fost destul de băiețași că l-am tras la test, la TeamViewer. Nu înțeleg. De ce vii, Miru? Ce treabă ai aici? Las-o aici, că era la tichet. La ce tichet era? Nu înțeleg. Nu te mai zbura așa la mine. Dar n-a sperat nimeni vorul meu. Nu are nicio treabă. Bă, dacă n-ai stai aici, eu nu mai stau să vorbesc aici, punct. Stai puțin, așa, continuă. Păi, bă, pula, eu nu mai stau să mai vin, intră toată lumea că ce... Nu te nerva, nu te nerva, vorbim calm, de asta... Ok, eu îți explic și ție cum i-am explicat și lui. În momentul în care eu sunt destul de ok cu tine și te trag la TeamViewer, la PC Check, înțelegi? Pentru a nu-ți da bani din prima, că aia a fost 100% de cod, ceea ce ai făcut tu acolo. Și tu, în loc să-mi dai partajare, să, de fapt să demonstrezi că-ți pușcă PC-ul așa cum tu spui, și alegi să dai quit, după care stai că reintru, că el a intrat, i-am zis ai 30 de secunde să intri, ok. I-am zis la modul să se grăbească, oricum ai 30 de secunde suficiente să-ți pornești și da, să intri. N-a intrat în 2 minute, a intrat abia după, a dat și quit de pe joc. Ăla este direct fază de hack, adică nu neapărat fază de hack, cât este... neconformare PC Check, să zicem o regulă, că nu toate regulile sunt scrise, nu poți să dai neconformare, nu poți să iei toate chestiile astea să le scrii în sancțiuni. Tu care tu faci treaba asta, dai cuită, ți asumi, da? Fără să mă întrebi, fără să nu știu ce, ăla, aia este ban permanent. Dacă vrei să-ți respecti jucători și mai departe și serverul în general, ban de hack. După care cu ăstălalt, cu ID, cu ăsta, nu? Ce, care e faza cu ăsta în pacăl? Nu știu, mi-a spus, n-am înțeles nicio prea bine, mi-a spus că i-ai dat bani 15 zile pentru RDM. Lui? Sau ceva de genul, da, sau că i-ai scos gradele, nu mai știu. Pe ori am dat bani, nu i-a scos gradele, trage-l aici, să-mi zic că... Da, ce ai pus.
Așa. Așa să stea. Să te iau și eu cu măitu. Ia zi vărul meu. Ia zi vere. Zi vărul meu, reclamația ta asupra mea. Da, de ce îmi dai, de ce îmi scos gradul după ce dai manual meu și după ce noi te omorâm rol pe și tu dai revive? Eu înțeleg că tu ești un băiat mare, că e n-ai și pe YouTube, ești cineva. Dar vezi că chestia asta până nu prea ne interesează, înțelegi? Mamă, când ai venit aici ca să ne stigi roleplay-urile, bă, că frate, ești tu cineva. Tu dacă nu să știi să, tu când o să știi să faci un roleplay și o să știi așa, să te comporți frumos. Dar stai că nu sunteți atât de mulți cu aia încât credem am pierdut filmul, nu știu cine ești. Stai să mă uit pe filmare, poate. Ce ID ai? 3280. 3280. O să mă uit și o să, să văd. Ok, bun, în fine, zic, tu te-ai bătut pe Cindy, te-ai bătut pe Cindy cu ai mei, eu m-am dus acolo, m-am dat jos, m-am picat, v-am dat revive. Hai să ne uităm puțin la, la așa, să reluăm filmarea, da? Hai să vedem ea. Că mi-am adus aminte acum, am văzut. O să trecem până ea, da? Așa, deci, să vedem. Eu n-aveam absolut nicio treabă cu ăștia aici, din spate. Uite, eu eram ăla. Ai tras fără, bă, noi n-am tras, noi n-am făcut nimic. L-ai picat pe al meu, uite-l pe jos pe al meu. Cine nu l-a picat ăsta, era un băiat care trăgea total random în oricine vedea. Era puțin șefuitor, n-avea treabă. Ăsta, nu, el a început să tragă în ăla fără nicio treabă, s-a dat jos să tragă în el, n-avea nicio, noi am vorbit cu aia, ce Rolls Royce frumos ai, nu știu ce. Ăsta s-a dat jos, l-am pușcat. L-a omorât, bun. Și pentru faza asta, pentru faza asta, dacă este să fie cum, ești de acord să ții bani și pe Discord și pe joc, permanent? Nu, că nu-mi iau. Păi nu-mi iau bani. Hai să vezi. Vrei să-i scurmeau? Acum sunt încă. Aroganțile astea, vere, iar. Băi, Baho, că toți de aici aveți aroganții, gata. Uite, și acolo se băteau. Nu s-a bătut nimeni. Nu știu cine vezi tu că s-a bătut aici. Nu s-a bătut nimeni. Vine ăsta din spate, trage în mine. Înțelegi? Am dat revive, am zis că a tras unul, total random. Te văd, pleci, îți dai fix la mașină, da, ți-o stric aici. Îți dai fix la mașină. Nu mi-ai stricat, tu ai intrat unul în mine. Nu, ți-am dat eu glonț în spatele mașinii, da? Dacă vrei să-i arăt. În fine, uite. Ți s-a stricat mașina aici, ți-ai dat fix, ai plecat. A dat pe la mine, uite. În fine, așa ia, așa. Ți-ai dat fix aici la mașină, ai plecat. Te-am tras la mine. Ascultă cât de frumos am vrut eu să-ți vorbesc, băi, ăsta care ești tu, nu știu cine pula mea ești. Cât de frumos am vrut eu să-ți vorbesc ție. Și cu ce ar fi... Dar astea s-ar fi... Așa, nu știu, de grea, de papagal, nu știu cum să zic. Vii tu și mă tragi până la răspundere că tot tu tragi în noi fără niciun sens. Bă, bere. Ascultă discuția, te rog frumos, eu te vedeam pe tine. Da? Da. Așa, ia. Ascultă discuția. Nu-i problemă, te-am arătat și eu filmare, am avut și eu filmare, boss. Vorbiți pe rând, vorbiți pe rând. Chiar că n-am treabă, vorbiți pe rând, că totuși. Ți-am zis, comportamentul ăsta de persoane publice, gen gangsteri, MGK și ce mai vezi tu, da, că văd că le abordezi stilul. N-am eu treabă cu ei, că nu te, în primul rând, nu te privi, nu, în fine, n-am ce plan să stau să-ți explicați. De ce te lași? Vreau și eu să te întreb. Nu te întreb de ce ți-ai dat fix, vreau să de ce tragi. În cine? În toți. De ce ai tras? Tu de ce mă mor pe mine la tichet? Păi de cine ești tu să-mi dai mie de pe un roleplay? De ce? Nu e niciun roleplay. De ce și tragi cine fără... Tu? Dar cine ești tu, vere? Cine ești? Mică paranteză, am tras, numai că am crezut că mi s-a părut că vrei să pleci, știi? Dar nu, oricum îți dădea revive, nu, am tras. Te-am întrebat o chestie. Am tras că erau ai mei acolo și se băteau cu voi, da. Nu s-a bătut absolut nimeni, ți-am zis că a tras cineva de... Ți-am zis că a tras cineva din locul. Nu mă interesează, data viitoare... Uite-te și tu cât de arogant ești! În condiția... Ți-am zis că am pe filmare. În condiția în care eu vin, îți vorbesc frumos, tu vii, nu mă interesează atât, eu am pe filmare, nu știu ce. Ți-am arătat că nu s-a bătut nimeni. Deci ți-am arătat că nu a tras nimeni. Și tu vii cu comportamentul ăsta la mine, băi ăsta, dar ce ai, mă, cine pula mea ești, că nu înțeleg. Că vii și mă tragi când stau, când am treabă, când nu știu ce, vii să mă tragi, să stau eu la tichetul ăsta, să-ți dau eu ție explicații că ce, că nu înțeleg. Păi din moment ce tu mă tragi, dar trebuie să ai o explicație. Păi ce motiv mă tragi tu pe mine? Păi cum adică, ce, tu vii acolo și tragi, ce rol prin ăsta, ce faci, nu te joci aici? Din perspectiva mea, s-a văzut cum... I-am dat mut, ID 6. Eu pot să-ți arăt ție în continuare cât de arogant a fost și cât de frumos i-am vorbit. Cred că ți-ai dat seama încă din primele momente. Da. Cum s-a nu a tras nimeni, nu a făcut. Vin pe Sandy ăsta, că de-aia am și stat cu clipul la un moment dat, de-aia am și venit pe aici. Am curățat, a dat lui, am dat bani 15 zile, ăla abia intrase pe server. Nimeni nu i-a făcut nimic, stăteam de vorbă, toți a venit și ne-am pușcat pe fiecare. Cum pot eu lua ăla să-i dau jail, ca peste 10 minute să aibă Angel, pe motiv că nu e trecut undeva, pe motiv că nu știu ce, pe motiv că îl știe pe ăla care era, că ăla era helper cu el în mașină, cred. Adică,
Frate, faceți bă, dacă tot vii să mă tragi la răspundere, mă rog că tu ai venit foarte frumos, mi-ai vorbit, n-am nicio problemă. Dar dacă vine ăsta, cine pula mea e el? În fine, irelevant, că nu e ca și cum, da, ca idee, vine și mă trage până la răspundere. Din momentul în care știe că a greșit, faceți frate niște reguli în care, bă, ții jail, stai dracu la jail, cine mai da în jail, ban permanent. Înțelegi? Și așa, pentru abuz și acolo rămâi în banatul ăla permanent, pentru că uite-te ce dezordine este. Eu am venit și l-am întrebat de ce tragi și ai văzut cu ce aroganță mi-a răspuns. Nu crede-mă, și lui, și lui, și lui ăsta, și lui Vextro, care acum vreo săptămână sau vreo săptămână jumătate la tichet a venit, că n-a știut că sunt eu, înțelegi? A venit și a pus manele acolo și făcea el. Da, e pe acolo și nu ți-am făcut pe nici șmecher, n-am vorbit cu tine, că n-am avut ce să clarific. În fine, că a fost acum două săptămâni. Nu, dar ca idee, zic că 100% mă știi că am avut serverul meu și că urmea să-l deschid. Eu n-aș tolera personal ca fondator, că văd că ai deținător principal. Eu n-aș tolera astfel de comportament. Cel puțin mai ales la un staff, dar ca idee așa zic, nu poți tu să vii să-mi vinzi mie gogoși ca la un copil de 14-15 ani la tichet, Vextro, să-mi spui că, da, stai că de fapt am dat quit. Nu ți-am dat, aveam 98% CPU folosit, că ai, ți-am dat acolo, ți-am dat partea, ți-am dat partea, mă închid, ți-am dat partea. Uite, iarăși vorbești, deci... Nu mai se repeta, Vextro, și tu, nu mai repetați același lucru de 40 ani. Mă doare capul cu aia, efectiv. Eu m-am săturat de toate aroganțele astea de pe server, m-am săturat de toți deținătorii care au aroganțe, tocmai ce am scos un deținător acum. Nu caut, scuză-mă o secundă, nu caut, Vextro, înțelege, nu caut să te banezi, nu caut să fiu nedrept, dar... N-am ce treabă, înțeleg. Dacă te dai jos și pui ținta instant, ai un silent aim, înțeleg, tot serverul joacă cu aia, aproape, am observat lucrul ăsta de departe. Să vede de la o poștă că ai hack. După aia când te trag, vii și vorbești. Da, nici măcar nu mă întreb, nici măcar nu vii și zici, da, vezi că am dat quit că nu știu ce. Frate, nu merg astea sunt o vânzare de gogoși. Am dat care... poză cu te aveam acolo, gen la CPU, ți-am dat. Mă, frate, da, lasă-mă că nu mă ajută. Eram la un tichet, erai tras la unde. Ai intrat și mai târziu. Așa. Ai, nu știu, puteai să, bă. Păi uite, nu mi se deschidea, Discord-ul atunci. De asta ți-am intrat mai târziu. Nu vreau să țin cu nimeni de data asta, dar pe Sandy gen la noi pe server aici, Sandy este chiar o super mare problemă cu toate persoanele care se face foarte mult de teme și etc. Vextro, credem o valie că ce se zice Discord-ul și... Te înțeleg, dar dacă aș fi de azi pe mâine, sau dacă ai vorbit poate cu un copil mai mic care poate nu înțelege lucrurile așa cum de fapt ele sunt, crede-mă tată, te-aș fi crezut, dar așa... Permite-mi să spun și nu te supăra, nu vreau să fiu arogant. Spune. Dar nu pot, eu nu pot să te cred, nu că nu pot. Astea sunt niște gogomănii, niște... Păcat că n-aveam filmare părinte că ți arătam fetent. Ascultă mai, este gen. Tu când intri la un team, când intri la un PC check și după aia vă las să vorbiți să ziceți absolut voi ce vreți și ID 6 și restul iau decizie. Când intri la un PC check, nu dai quit de capul tău, nu faci lucrurile de capul tău. Tu, în momentul în care ai intrat, tu nu poți... Tu să-mi spui, tu ești tras la PC check, tu nu ai cum să dai quit de pe joc, indiferent de circunstanțe. Nu ai cum, mă înțelegi, că nu ai cum să dai quit. Asta e direct ban, spune, te rog. Așa, deci fii atent, eu ți-am intrat mai târziu, cum spuneai tu, pentru că fii atent, eu ca să pot să merge, că nu eram pe Discord cu nimeni, eu aveam Discord-ul închis din click dreapta close windows și când dădeam să-mi se deschidă, mi se deschidea acolo, mi-a părea că e eroare, mi se pluca la jumate, după aia mi se deschidea și mi dădea widescreen și mi zicea că nu a răspuns și că trebuie să închidă la sau să continui să se încarce, gen. De asta ți-am trăția de târziu. Am înțeles. Mă înțelegi? Gen, îmi dă cuitul, nu știu cum să explic cu widescreen. Cuitul mi-l justifici, mă rog, nici nu m-ai întrebat că aveai, am înțeles, că aveai CPU, GPU și aveai... Ți-am dat acolo, gen, cred că ți-a și în privat, că tu aveam 68% închis. Nu mă ajută, adică nu... Așa, bun, n-am înțeles. Așa. Dar nu sunt, adică... Da, absolut nimic. Nu, mă înțelegi, vorbim. La mine nu țin lucrurile astea. Dacă la ID 4, ID 6, 34, 26 țin, foarte bine, e decizia lor, e serverul lor. Fac ce, mă rog, e serverul lui ID 1. Doar că, ca idee, înțelegi, au poate o decizie în finalul meu. Dar dacă eu, pe mine, crezi că ai putea, după ani de experiență și un an în care am stat zilnic numai cu lucruri, de, mă rog, mult zis numai cu, dar în care chiar m-am implicat și am făcut o grămadă de chestii din astea, nu pot. Bă, credeam că, gen, atunci poate când ai zis tu că aveam așa aroganțe, credeam că eram și eu nou pe 5M și eram cofondator și acum să mă atorc comitate și credeam că dacă era să fie cum și că sunt arogant, nu cred că stăteam și jucăm de mult. Toate persoanele cu grad au minimul ăla de aroganță. Toate persoanele, nu există persoană
să nu ai pe aroganță atâta timp. Cei drept jucătorii de pe serverul ăsta, la cum i-am văzut, necesită o mică tatonare așa, știi? Necesit să fii mai cu nasul pe sus, cum am fost și eu poate cu ei, că ei nu au venit să-mi vorbească cum ai venit tu să-mi vorbești. Eu singurul ăla le-am zis și oamenilor pe eu YouTube. Eu cu tine nici măcar am apucat să vorbesc, ca și... Na, și deci, am înțeles, nu pari un băiat rău, nu pari ca ăsta care și-a filme de mafiu, cine e ăsta, și așa mai departe, cine o fi el. Ți-am zis dar... situația pentru că poate, așa eu țară dacă vrei ce PC-am, dar nu știu, efectiv, mi se dădea widescreen când deschideam Discord-ul. Și mi s-a mai întâmplat și nu știu de ce, da. Ideea e că trebuie să-mi dau, poate, un restul la unde să văd că... Da. Ce, nu știu ce dracu am prin el. Uite, valida, să zic, mi s-a făcut PC check gen cu Storm și cu așa. Mă vei, efectiv, mă vei, Storm. Na, în fine, eu am făcut PC check. Adică, cum poți tu să-mi spui mie că ți-a făcut PC check la 40 de minute după ce am avut o interacțiune? Cu ce? Tu în 40 de minute și dacă nu ți-l faci cum... Deci tu îți dai seama că eu am avut un om pe server, pe serverul meu de pe IVM, pe care l-am banat după 2 luni în care avea hack, pentru că pe omul ăla niciodată noi n-am putut să-l prindem. Cu toate programele cumpărate cu 10 de euro. Își băga codul pe disc sau pe CD? Da, și pe CD, pe tablete, pe tot fel, pe USB, pe toate căcatul. Și ce înțelegi că l-am banat pe ăla și am stat la târguială cu el, cum stau și cu tine acum, 40 de minute. Am stat cu el și după 40 de minute după ce l-am banat. Așa puțin că ai făcut pe tablete sau pe ce dracu? Nu știu, am înțeles că pe tot felul de chestii și le trag ei. Au tot felul de programe inserate, nu știu, nu mă întreba, nu am băgat niciodată hack și nici n-am intenția asta. Dar doar așa ca idee, gândește că până la și la 40 de minute a pus clip pe YouTube cum dădea cu hack. Și am stat cu el la târguială cum stau și cu tine. Crede-mă, eu știu că tu ai jucat cu hack, eu știu. Spun un căcat pentru că, fii atent, nu eu ți-am tras atunci când mi-a arătat filmarea de... Mă, coaia, dar vezi tu, știam și noi. Eram picat, bro, asta spune ție. Eu eram picat în momentul ăla. Nu era. Deci fii atent, a fost atunci când tu erai cu Divo ăla și eram, nu eram cu un îndălat. Nu știu, un Ferrari, nu, verde. Porsche. Verde, Porsche verde, așa, bun. Am înțeles. Ăla de lângă tine, cred că avea ceva, mi-a făcut glonzi din mașină, pe mine m-a picat cu aia, mi-a dat trusă, băiatul ăla de era îmbrăcat în albastru cu un con pe cap, mi-a dat trusă. Vextro. L-a picat ăla de era mașină cu mine, în fine, bine, te ascult. Că trebuie să plec și la sală și oamenii trebuie să ia și eu o decizie. Da, înțeleg. Oricât ai stat la momentul de față să da, te târgui. Da, te ascult. Nu mă târgui, ți-am explicat tata din perspectiva mea. Eu ți-am zis, eu știu ce s-a întâmplat, eu nu, scopul meu nu e să vin pe Rush România roleplay și să vin să banez jucătorii. Doar că nu se poate, dacă nu ești puțin mai dur, mai arogant, mai cu... Să vă fac să înțelegeți că lucrurile nu sunt chiar așa și că de fapt eu nu fac lucrurile astea, că vezi, doare pe toată lumea în proiect că sunt YouTuber sau că... Lucrurile astea nu contează, contează că eu când am venit aici, nu am mers cum am mers cu restul. Sincer, pe server ăsta gen trebuie să ai aroganță pentru că filmul nu te bag de seama. Nu arogant, nu trebuie să fii arogant gratis. Trebuie să tatonezi efectiv asta este. Să fii cu glasul peste cel care încearcă să te convingă. Să ai argumente. Și oarecum și... Da, irelevant. Deci oricât am stat să vorbim acum, oricât am stat, mie nu pot să mai convici. Și tu și ăsta, din partea meritați bani, am doi permanent punct. Acum, hai, poate tu nu ai vorbit frumos, dar cel puțin gradul ăsta nu ți l-aș mai da. Poate un moderator da, dar gradul ăsta nu, sau cel puțin remove, habar n-am. Ei decide, ei fac ce vor, ei nu mă interesează. Dar ăsta, șmecherul ăsta, uite că îi dau și unmute, ți-am dat unmute, bagabontul ăsta de aici de pe voi, ăsta bana permanent, n-are ce căuta, e că te vii, tragi acolo ca papagalul, te trag, vii, vorbești ca ultimul arogant, ca... Tu faci mai urât ca femeile de acasă, mă, ca femeile noastre de acasă, băi, care-s femei, mă, nu-ți e rușine, tu vii și faci în halul ăla cu gura aia când vin și te întreb frumos, ăsta n-are ce căuta, eu zic specială, ai de șase, ăsta n-are ce căuta, ăsta zbura din prima, nu știu ce... Stai, vorbești, în fine. Mai stau, adică, spuneți-mi, hai să ajungem la un verdict, să fie și eu pe voi, să aici, să vedem cum rezolvăm. Adică dacă eu considerați că sunt de sancționat, la fel, îmi accept sancțiunea așa mai departe. Dar eu consider că am acționat fair pentru, și pentru mine și pentru ei.